Bună ziua, prieteni. Așa. Coșul ăsta al dublu Ionică. Și am luat și cizme. Ce mi-a zis? Așa. Aici, de curățenie. Cizmele lui Ionică. Ca pot să-i pun tot ce-i trebuie, așa că vorbim cu șeful și dacă el n-are timp să se ocupe el, săptămâna asta că sunt cu alegeri cu ăștia, am zis că trec eu. Dar uitați, prieteni, coșul ăsta e tot pentru Ionică. Și am spus, iau eu totul de la mine, nu-i problemă. I-am luat și spray și de dată sub braț. Cele umede. Nu-mi trebuie, nu. Mai aibă și el de ronțăială. Am luat și biscuiți, mai roadă și el, seara, că na, n-are ce face, mai mănânc eu, vorba lui, dar mai ales el. Am luat niște conservă, ca să merge cu pâinică. Tot așa, îl apucă foamea mea să aibă ce să bage. Am luat niște ăștia să pun acolo în cameră, să miroase frumos. Ăsta de vase, să nu pun așa, să nu curgă. Ăsta de țânțari. Acum apor țânțarii și am luat niște apă de gură. Să se clătească. Deci ăștia le duc lui fratele meu, Ionică. Da, unde pusei sucul? Aici sucul. Șervețele, hârtie igienică. Da, fraților. Trebuie să pun și eu asta, că mi-am luat și eu. Mașină. Up. Să mă duc eu pe leare, să nu mă duc cu mâna goală. O chiar te veni că după aia. Da. Bine că am găsit cizme, că m-a fost ploile ăștia. I-am găsit și lui cizme. Și ce mai am? Acum trebuie să merg să o iau pe Costina. Merg acasă să schimbe și ea. Să-i mai luăm niște roșii, niște castraveți. Să vedem ce și Costina, că... Eu în mare parte am făcut cumpărături. Am luat tot acolo să aibă săpun, tot, gel, șampon. Tot ce trebuie. Haideți, fraților, că mai revenim când ajungem acolo la Ionică. O, bună ziua, prieteni, am ajuns la Ionică. La Ionică al nostru. Am aranjat lui Ionică aici. Da, Ionică, să taci în cameră. Ia uitați, mochetă, frumos. Ia uitați. Am adus apă de toate. Uite, băi, dar să-i să-ți bagi ăștia, uite, suculețul. Ăștia, Ionic, le bagi toate, am luat cizmele care mi-a zis Ionică. Uitați aici ce colțar are Ionică. Deci, mamă, ce frumos miroase. Vezi când, vezi când e curat, că-ți pusei ăștia curea așa de mirositoare. Ia uitați, le are aici pe ăștia de mirositoare, una aici.
Aici este patul, mai are una aici. I-am adus, are de toate acum, mochetă pusă nouă. Va urma curentul, frumos. Da, o să vină electricianul să-i tragă. Televizor mic, am fac eu o răzionă. Aici, 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 Ioane, îți fac, aici îți fac măsuța și aici îți pun televizorul, că stai cu capul acolo. Da. Trebuie să-ți aducem televizor, că are și, are și el aici, patronul. Când nu vedea ce-ți mie televizionică. Da, o măsuță cu alea și televizorul. Deci, stai, Ionică, când vii la ele, uite aici, pe colțar. Seara, că n-am timp ziua. Aici l-am aprovizionat, are și, vezi, Ioane, ai și parfum. Da. Sub braț, apă de gură, să te dai dimineața, să-i pe aia. Aici, când stă seara, are ceroade. Da. Biscuiți, napolitane, ciocolate, cornuri. I-am luat și o de asta de coloșa. Ionica e numărul 1. Da. Ionica, acum stau și eu în casa ta. Mare plăcere, te rog. Chiar te rog, Doamne ferește. Da. Caută sucuri naturale, frumos. Așa, tată. Ai, acum ai pastiluțe acolo, cappuccino, Ionica, borcanul de miere. Da. Să pui pe stomac. Da, pe fiecare, ia uitați, prieteni, am adus și un borcan de miere. Ale cel mai bun. Și pentru uite, orice. Ai și margarinuță cu alea. Da, da. Bine. Miere cu margarină, pâinica oare asigurată, uite, caldă. Așa, eu nici credeam, sau să-i pahare, știi că ăștia, dacă nu, tu să murdărești, o să faci pac, l-ai aruncat. Aia aceea, de țânțari, dai seara, buf. Da. Dacă te poți de vreunul, vreun muscă, ceva, dai cu... Ia te dau. Cu ăsta de țânțari. În nas. Și cum e, Ionică? Asta e a doua zi. Da, îmi place foarte mult și peisaj și... Ai tot ce-ți trebuie aceea. Da, da. Ce peisaj tu ai, ci... Foarte bine mă înțeleg cu mama dânsului, deci n-am cuvinte. E ca mama ta, Ioane, de șefa bătrână, e ca mama ta. Vai de ca... Deci poți să vorbești și cu mama cu ea, că nu se supără. Da. Văd că ține la tine, îți face cafeluța, mâncărica o ai asigurată. Ferești, mă bage Dumnezeu. Deci, deci prieten... Poți să mă duci la biserică. Da, acum ai biserica aceea aproape în spatele tău. Dacă nu am așa, mă ajută, poate mă ajută. Păi cum? Păi acum ai bani. Ai, că nu-ți trebuie. 20 de lei. Doar 20 de lei? Că mi-am luat țigări. Și țigări? Am zis țigări mai puține. Fac eu rău să-mi iau. Țigărici mai puține. Da. Las când vine Adi îți dă bani. Nu cer de la el, că nu... Nu, dar îți dă el singur, stai liniștit. Eu nu cer de el. Îți mai las eu acum 50 de lei. Eu nu cer, dar mie că... e rușine mie de el, nu. Nu-i problema de aia, dar îți dă și el, dar acum de el cu campaniile cu ăștia nu... Lasă-mă, nu. Na. Eu nu cer, mie rușine mie de el. Ține acolo un portofel, că n-ai de ce. Deci, dragilor, Ionică este asigurat, stabilit bine. Serviciu, mă țin de el, pentru că așa e bine. N-ai văzut, Ioane, ce face ăsta? Ăsta, servici de ăsta, tot să ai. Hai că o să vină ceva frumos aici, la vară. Păi vara știu, știu și eu. Mami, Ioane, de nes, stai, ca în ure facem pe urmă. Da. Nu ascult pe mama ta. Hai să închidem ușa acolo, așa, pac. Să vezi. Asta vine, nu, rămâne doar asta. Da, da, aceea, nu, că tot dispare de aici. E ceva aici, nu o să mai fie așa. O să vedeți, dragi prieteni. Asta Ion, ca în împărăție. Cerurilor. Ca împărăția cerurilor. Nu o să mai fie așa. Știu că ăștia toate dispar de aici. Tot. Uite ce mișto e și acolo să pomi ea, mamă. Acolo va fi altceva. O să vină altceva pe aici. A? Uite ce-i colo așa. Tot. Stai ca șeful. Bine că mi-a zis și el. Îmi cade ceva, mă sun. Nu e nimic aici. A? Uite ce pomișor are Ionic aici. Frumusețe. A, uitați. Aude. Uitați ce trebuie să facă Ion. Să arunce ăștia. Să curețe pe aici.
Uite ce frumos. Asta face Ionică. Uite-ți, frumos. Grădina e deja ca și făcută. Da. Uite aici, brad. Uite aici, Ionică va sta aici. Uite Ionice aici. Șeslong, frumos. Ai tot ce trebuie. Ia să te pui în el. Uitați, fraților. Vedeți ce face Ionic? Doar dă curățenie. Ia uita ce are Ionic aici. Ha? Ia uite. Băi, în partea asta, așa pune cu capul așa invers. Uite. Uite, Cătălin. Ce zici lui Cătălin? Nu o să treci tu bine așa ceva. Uite. Ah, băi, tot. Peisaj, e peisaj. Da, da. Aceea. Vara frumos, căsuțe, frumos, pe aici așa. Aici își face Ionică curățenia. Prin pantalon parc. Scurt, papucei de curte, frumos. Foarte frumos. Așa va fi ceva frumos. Mai ales când stai în brajii ăștia aici, ai venit, mamă, mamă. Vedeți, dragilor, unde, ce servicii are Ionică. Să-i joacă la mine, ce e mai. Ai da? Ia să vă arăt ce a făcut Ionică, ia uitați. Ia uite cum, ce frumos, iarbă tunsă, copac. Avem acum luni și că au zis că să vopsești pomii cu var. Nu mai e problemă. Ia uitați. Biserica e lângă noi. Da, biserica, uite, oare acolo în spate, Ionică. Zile de sărbători, duminica, particip la Sfânta Biserică. Da. Asta este, fraților, îl vedeți pe Ion, este întreg. Este așa cum trebuie să fie. Ia uitați ce frumos ține grădina. Cu floricele, cu... Uite cutună, na, cutună, na, să se arate, uite, na. Ia uite. Trebuie să vezi în față cutună. Ia auzi cutună mai ce frumos. Zice. Mai frumos, na cutună să vezi. Unde tu e minciună. Unde e Ionică aici? Aute. Ia Ionică, bagă-te acolo să-ți fac o poză, să-ți o pun la vlog. În cerul, ia uite. Așa, stai așa. Asta pe vlog ți-o pun. Deci, prieteni, să știți că Ion este numărul 1. Este numărul 1 aici. Îl îndrăgește toți. Toți îl îndrăgesc, toți îl... Pun-te, Ionică, cu alea așa și zile ceva la prim. La toată lumea, uitați-l unde este. Mulțumesc. Sunt într-o curte minunată și îi mulțumesc lui Marian că mi-a dorit și un sfat bun și prietenesc și m-a dus pe o cale cea bună. Exact. Ca un rai. Doamne ajută, Ioane. Doamne ajută. Ceva vă lăsăm. Amândoi în albastru. Eu și cu frațiorul meu Ionel suntem pe numărul 1. Pe sistem. Vă pupăm, dragilor, și ne auzim. Da. Și eu la fel.